Un medic de la Clinica Pediatrie 2 din Cluj este acuzat că ar fi făcut avansuri sexuale unei mame. Adina a fost internată împreună cu băiețelul ei săptămâna trecută, iar medicul, Surgenel, s-a ocupat de afecțiunile fiului său. Femeia susține că avansurile au început cu două zile înainte de externare, când medicul a insistat ca ea să se dezbrace pentru a o consulta, deși el trebuia să trateze doar copiii. Mama povestește că după ce a reușit de câteva ori să-l refuze pe medic, vineri înainte de externare, acesta a chemat-o din nou în cabinetul de ecografie. Am dus în ideea în care am crezut că ne dă foile de externare. Și ușa să intru eu. Am intrat și în spatele meu a venit el. Și a închis ușa și a venit din spate, eu am spus spuneți, dar nu m-am întors chiar în momentul ăla. Și a venit din spate și mi-a băgat mâna pe sub tricou și o ridica spre sân. Adina a refuzat avansurile, a fugit din salon și a luat băiețelul și a chemat poliția. În momentul în care m-a văzut cu poliția sus, el a fost foarte liniștit și foarte calm și mi-a dat externarea mână. Eram lângă polițist și am zis că trebuie să vorbim. A zis, nu-i nicio problemă. Așa foarte, foarte calm, nu-i nicio problemă. Bineînțeles că nu a recunoscut. Medicul a negat însă toate acuzațiile femeii. N-a fost niciun avans, pentru că la vizită mă duc împreună cu rezidentul meu, cu Marius, în care de fiecare dată n-am avut nicio discuție legată de aceste evenimente, nu i s-a propus nimic, pur și simplu ne-am ocupat de copil și cu asta basta. Ce-o zis că mâna pe sub bluză și nu știu ce, nu este adevărat. Deci n-am zis să se dezbrace că nu este cazul, asta e. Pe forumurile online, alte mămici au relatat sub anonimat că au fost victimele avansurilor sexuale practicate de Surgenel. Are glume de ochiate și duce mamele la ecograf unde le agresează sexual. Are înregistrat în palmares mai multe abateri, inclusiv cu rezidente, a scris o mamă pe un forum dedicat părinților. O altă mămică a declarat că la fel a pățit și ea. Eu am pățit-o, am fost chemată la ecograf unde a început să-mi fac avansuri, am ieșit și am plecat în salon, după care a venit de nenumărate ori să merg cu el la ecograf insistând. Nu am fost singura care am pățit-o, o altă mămică mi-a zis și mie și nu am vrut să cred până nu am pățit-o și eu. A scris o altă mamă sub anonimat. Chiar dacă numărul mamelor care susțin că au fost agresate este tot mai mare, până acum la nivelul conducerii spitalului nu a fost înregistrată nicio plângere pe numele medicului acuzat. Adina, mama care susține că a fost agresată, vrea să depună plângere și la Colegiul Medicilor. Pe numele doctorului Surgenel a fost deschis un dosar penal. La nivelul Poliției Municipiului Cluj-Napoca a fost depusă o plângere privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, faptă care vizează un cadru medical. În acest caz a fost înregistrat un dosar penal, în cadrul căruia se efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a stării de fapt și pentru luarea măsurilor legale. În următoarele zile, medicul va fi chemat la audieri. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 2 și 7 ani de închisoare și interzicerea exercitării profesiei.